Finlândia. Și cea prea frumoasă biserică la Solomon, cu milostiv ochiul caută spre noi păcătoși nevrednice robii tăi, care viețuim într-o această casă cu închipuirea lărgimii cerului, lauda lumii, jertfenul cel adevărat a nespuse tale mărire. Și trimite prea Sfântul tău Duh peste noi și peste moștenire ta, și după Dumnezeiascul David, înnoiește inimile noastre Duhul drept și cu Duh stăpânitor ne întărește pe noi. Și Împăratului, conducerea noastră cele biruință și izbăvirea asupra celor văzut și văzut vrăjmași dăruiește, iar nouă cu cuget și pace, iar celor ce au făcut zidirea aceasta și înnoire bisericii, cu sâri de dumnezeiască dragoste, iertare păcatelor, dăruiește-le, dăruindu-le celor cererile ce către mântuire, ridică prea ei către lucrare poruncelor tale, dăruiește-lor în înnoire darului Sfântului tău Duh, ca fără de o sână să închine ție unul adevăratului Dumnezeu și celul pe care l-ai trimis, Iisus Hristos, pentru căciune născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Apă-ne mântuiește, miluiește, ridică și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare, de curulea păcat, Maria, Dumnezeu, pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și pentru pururea și în veci, veci, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, până iar, fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne părintele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și pururea și în veci, veci, amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția ta, fac să mă ierta pe cum chiar așa, până noastră de părere din noastră și neată nouă greșeală noastră, pe cum să ne uităm și celor noștri. Și nu ne duci pe noi ispita și nu pe vieții de cel viclean. Apoi este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și a Sfântului Duh și a Sfântului Duh.
și Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și cum și purește în veci veșilor. Amin. Veniți-ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm Sfântul Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne închinăm Sfântul Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Auzi, Doamne, Tatăle mie, minte cele mea, ascultă rugăciunea mea, nimbute fără de bucurie de la față, dar fi gata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte, cercetată inima mea noaptea, cercetată foc mă lămuri. Dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate, ca să nu grăiască gura mea lucru oamenești pentru cuvintele bucurilor, dar eu păzit că ea astfel îndreptează cea de mine scările tale, ca să încerc la tine pașii mei. Eu am strigat și mi-am auzit Dumnezeu de plac corectă către mine și a luat cuvintele mele minunate, familiile tale, cel ce mă mântuiesc pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pila mâna ochilor cu acopere mântuilorilor tale, acopăr-mă de la față de credincioșilor care mă încășesc pe mine. Vrăjmașii mei, Sfântul meu, cuprins cu greșii inimii mele și-a încuiat gura lor găit mândrie. Izgânindu-mă acum, am înconjurat ochilor și-a ținut ca să mă plece la pământ, apucat-mă ca un leu, gata de pradă, ca un puc de leu ce lucrești într-o ascunziș. Scoală-te, Doamne, întâmpine vieși în piedică, izbăvește Sfântul meu de cene credincioși cu sabia ta de vrăjmașii mine tale. Doamne, sparte-mă de oameni cei te lumce și-a împarte în viață, căci să-mi cupâte celor de bunătățile tale. Săturatul său fiilor și-a lăsat rămășițile pruncilor, eu într-o dreptate mă voi arăta, feții tale sătura-mă voi când se va arăta, slava ta, către tine, Doamne, am ridicat Sfântul meu Dumnezeu, nu-i spre tine am nădăjduit, nu fi rușinat în viață. Nici să rădă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina să se rușineze, toți ce te fac fără de legi în deșertele tale, Doamne, adă-mi și cărele tale mă învață. Dreptează-mă spre adevărul tău și mă învață, că tu ești Dumnezeu Întuitorul meu și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările tale, Doamne, și de milele tale când veac sunt păcatele tineriților mele și ale neștiinței mele, nu le pomeni după mila ta, pomenește-mă tu pentru până atâta, Doamne. Bun și drept este Domnul pentru această lege, va pune celor ce greșesc în cale, între tale, pe ce blânzi l-aș judecat în vârta, pe ce blânzi căile sale, sărac sunt eu. De cazul inimii mele, să nu ții din nevoile mele, spate mea vei, smerinie mea și stineală mea și mi-a tăpat păcatele mele vei, să vezi mașii mei, că să nu ții cu unele dreaptă mă urâși. Păzi pentru numele Tău, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și cum și purăia și în veci, veci, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fac-ți-o mai Ta precum cer, așa și pe pământ. Pune noații de pură de nouață și nată nu greșea noață, precum și noi Tău mești Sfântul nostru. Tatăl ești de rogi pentru sfințele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu și prietenă Lui Hristos. Pătrunde cu fiecare trupurile noastre și nu plecai din ele noastre, plecai de tot gândurile.
și fie prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Să fiu lor și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în veci, în vecilor. Și toate cele dinăuntru, binevece Sfânta Lui.
Cu toți Sfinții să o pomenim pe noi înșine și unii pe alții,
și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Voi teme.
Pasca Sfântului Apostol Ioan citir. Fraților, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au făit, despre cuvântul vieții și viața s-a arătat, și am văzut-o și mărturisim și să vestim viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Ce am văzut, ce am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și acestea noi vi le scrim, ca bucuria noastră să fie deplină. Și aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El și vă vestim, că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtășire cu El, să umblăm întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul, iar dacă umblăm într-o lumină precum El este lumină, atunci avem împărtășire unul cu altul și sângele lui Iisus, Fiul lui, ne curățește pe noi de orice păcat. Fraților, pentru că și cel ce se sfințește și cei ce se sfințesc într-unul suntem toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe frații când spune voi, fraților mei, numele tău în mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși eu voi fi într-un crezător în El și iarăși iată eu și prunce pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-a făcut părtaș sângelui și trupului în același fel și El s-a împărtășit de acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea robii toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor și sămânța lui Avram a luat, pentru aceea datorerea întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu într-o cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit fiind El însuși, ispitit poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Și Duhului Tău, aleluia, 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 glasul întâi, lăudate vor cerurile minunilor Tale, Doamne! Slavă ție, Doamne, slavă!
tale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci tot vedem pe mama ta și pe ucenicul pe care îl iubeam. Stând alătura zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela a luat-o la el, la sine. Acesta este ucenicul care mărturisește despre aceasta și care a scris aceasta și știm că mărturia lui este adevărată. Deci sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin. În vremea aceea, în Ierusalim, sărbătoarea târnosirii templului și era iarna, iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci s-a l-au împresurat iudeii și i-au zis, până când ai să scot sufletul din noi, dacă tu ești Hristos, spune-ne nouă de pe față. Iisus le-a răspuns, v-am spus și nu credeți, lucrurile pe care le fac în numele Tatălui meu, aceștia mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele. Și ele vin după mine, iar eu le voi le dau viață veșnică. Doamne, Atotitorul Dumnezeu, Părinților noștri, rugăm-ne!